Un dușman al unui super spion se întoarce în timp pentru a-i fura puterile. Din fericire, o agentă secretă superbă este acolo să-l ajute să salveze lumea. În 1967, omul internațional al ministerului, Austin Powers, a fost înghețat. A fost dezghețat în anii 90 pentru a se lupta cu Doctorul Evil, care planea să trimită un focos nuclear în centrul pământului. După ce l-a învins pe Doctorul Evil, Austin s-a stabilit cu noua lui soție, Vanessa. În spațiu, un astronaut găsește o statuie folosită ca navă spațială. În spatele ei se liberează o capsulă. Austin petrece timp cu Vanessa când aceasta începe brusc să se bălbește, să se repete. El o întreabă dacă este bine, iar Vanessa îi îndepărtează grijile, în timp ce îi zdrobește sticla de șampanie în mână. Neliniștit, Austin se duce să vadă un film. Când apasă butonul de derulare înapoi de pe telecomandă, se surprins să o vadă pe soția lui derulându-și acțiunile înapoi. De asemenea, încearcă butoanele de mod și limba spaniolă ale telecomenzii, iar Vanessa se conformează, apoi îl prinde, iar Austin îi rupe fața, dezvăluind că este un fembot. Vanessa îl scapă și dezvăluie mitralierele de pe pieptul ei pentru atragerea afară de gloanțe asupra lui. După aceea, vocea doctorului Evil răsună din Fembot, declarând că a trimis mireasa kamikaze. În 2 secunde, Fembotul explodează, distrugând camera de hotel, dar Austin este nevătămat. El jelește că dragostea lui adevărat a fost aparent un Fembot. Totuși, asta înseamnă și că este din nou singur. Așa că își celebrează libertatea, iar între timp, fiul doctorului Evil, Scott, devine invitat la emisiunea lui Jerry Springer. El spune că tatăl său vrea să domine lumea, dar este criogenat în spațiu. Totuși, gazda, Jerry Springer, dezvăluie că Doctorul Evil este de fapt acolo, surprinzându-l pe fiul său. Doctorul Evil își cere scuze fiului său pentru că l-a părăsit, dar se scuză că Scott nu este suficient de malefic. Un alt invitat îi insultă pe cei doi, iar Scott se ceartă cu celălalt bărbat. Totuși, Doctorul Evil este cel care aruncă primul pumn. Scena devine agitată până când Jerry intervine, deși când se plânge de Doctorul Evil în șoaptă, acesta îl aude și lovește din nou. A doua zi, Basil îl contactează pe Austin, care jelește că soția lui era un fembot. Organizația lui Basil știa despre asta, aparent, așa că trece rapid peste asta și discută următoarea misiune a lui Austin. Îl însărcinează să facă o ședință foto unde unul dintre modele lucrează pentru Doctorul Evil. Imediat, Austin se îndreaptă către ședința foto și întâlnește modelele Rebecca și Ivana. Fermecat de Ivana, Austin o invită pentru un timp privat după ședința foto. În acest timp, Doctorul Evil se află la sediul său, care funcționează și ca Starbucks, deoarece organizația a investit în companie. În timp ce maestrul bea un latte spumos, mâna sa dreaptă, numărul 2, explică cum pot crește profiturile investind în Starbucks în loc de imperii malefice. Maestrul afirmă că el ia deciziile, iar că numărul 2 arată spuma de pe nas, îl reduce la tăcere. Doctorul Evil se întoarce apoi către femeia sa de încredere, Frau, care își anunță noua relație cu Unibrow. În final, ea îi arată spuma de pe față, iar Doctorul Evil o șterge relaxat, pretinzând că știa despre ea tot timpul. Apoi prezintă încercarea lor de a-l clona pe Doctorul Evil în timpul perioadei sale de gheață. Totuși, clona este doar o optime din dimensiunea lui. Cu toate acestea, Doctorul Evil este impresionat și își numește clona Minime. Minime se așează lângă Doctorul Evil, care discută apoi despre puterea lui Austin. Când Scott insultă eșecurile tatălui său împotriva spionului, Minime merge să apese butonul de control pentru a-l elimina, dar Doctorul Evil îl oprește. Doctorul Evil spune apoi că Austin îl învinge întotdeauna pentru că are mojo, așa că a dezvoltat o mașină a timpului pentru a se întoarce în anii 60 și a-l fura. Scott se întreabă de ce nu folosește mașina timpului pentru a-l ucide pe Austin când apărarea lui este jos, iar Doctorul Evil refuză sec. Numărul 2 sugera să-și folosească cunoștințele despre viitor pentru a face trilioane din piața bursieră, dar Doctorul Evil argumentează că a face miliarde este mai bine. Scott râde, arătând că trilioanele sunt mai multe. Enervat, Doctorul Evil îi spune să tacă. Când Scott încearcă să argumenteze, continuă să se joace cu cuvântul touch, înainte de a dezvălui portalul temporal. El menționează că lătorească în 1969, unde Austin a fost înghețat timp de 2 ani. Astfel, va fi neajutorat. Acestea fiind zise, își a rămas bun de la tot și sare în portal. Totuși nu este activat încă, așa că se lovește și cade. În final, numărul 2 îl activează, iar Doctorul Evil îl invită pe Minime să-i se alăture. Ajungând în 1969, se întâlnește cu numărul 2 mai tânăr, dar Frau arată exact la fel. În prezent, Austin o duce pe Ivana în camera sa, unde joacă șah flirtând. Atunci Ivana mărturisește că Doctorul Evil a trimis-o să-l ucidă pe Austin, dar este prea atrasă de el, așa că îl invită în pat. În 1969, unul dintre paznicii care veghează asupra corpului înghețat al lui Austin este complicele lui Doctorul Evil, numit Fat Bastard. Folosește cimpolul său modificat pe care îl folosește pentru a-i doborâ pe ceilalți paznici și apoi fură mojo-ul lui Austin. Acest lucru îl face pe spion să ieșeze în pat cu Ivana. A doua zi, Austin își exprimă îngrijorarea lui Basil, care a descoperit că Doctorul Evil a dezvoltat mașina timpului și se află în 1969. Pentru a opri ceea ce plănuiește, Basil îi prezintă lui Austin o mașină care poate călători și în timp. Apoi, Austin conduce mașina cu entuziasm, deși distruge ceva echipament înainte de a călători în cele din urmă în anii 60.
60. Ajunge într-un club unde dansatoarele îl recunosc pe faimosul spion. Când Robin îi atrage atenția, una dintre dansatoare, Felicity, îl observă așa că se apropie de Austin, care o părăsește pe cealaltă femeie pentru ea. Robin încearcă să-l recupereze pe Austin, așa că Felicity își cheamă dansatoarele de rezervă pentru a o îndepărta pe femeie. Apoi avertizează pe spion că Robin lucrează pentru doctorul Evil înainte de a pleca. Robin îi capturează nouă atenția lui Austin și îl poziționează pentru a-și ajuta tovarășul să arunce un cuțit asupra lui. Cu toate acestea, spionul vede reflexia în ochii, așa că o redirecționează pentru a fi înjunghiată. Deși este rănită, Robin îi ordonă camaradului ei să folosească o mitralieră, dar Austin o folosește ca scut. Apoi folosește o bazuca și din nou Austin o folosește pe Robin ca scut. Cei sunt aruncați pe fereastră, așa că Austin o pune pe Robin în fața lui pentru a-i amortiza căderea. După toate acestea, Robin încă îl amenință pe spion, iar Austin se întreabă de ce nu e încă moartă. Camaradul ei începe să tragă în spion, dar din fericire Felicity ajunge și îl ia cu ea. Ea se prezintă ca agent CIA, iar cei doi încep să flirteze. După ce părăsesc orașul, un alt asasin îi urmărește, dar Felicity îi împușcă cu ușurință cauciucurile, făcându-l să se izbească de o stâncă. Asasinul supraviețuiește și se prezintă ca Mustafa înainte de a ataca. Austin îl dezarmează cu ușurință, iar Felicity îl capturează. Austin îl interoghează pe Mustafa, care mărturisește după ce este întrebat repetat. El recunoaște că nu suportă să fie întrebat de 3 ori, așa că ceilalți doi folosesc asta pentru a obține informații. Cu toate acestea, Minime, deghizat ca un bebeluș, trage o săgeată în Mustafa, făcându-l să cadă de pe stâncă. Supraviețuiește, dar Austin doar ascultă rugămințele lui de ajutor și își cere scuze înainte de a pleca. În curând, Fat Bastard ajunge la ascunzătoarea lui Dr. Evil pentru a livra Mojo-ul. Doctorul Evil folosește Mojo-ul, făcându-l rezistibil pentru Frau, așa că au un moment privat. A doua zi, Felicity îl duce pe Austin la Ministerul Apărării, unde trupul înghețat este păstrat. În loc să se concentreze pe investigație, Austin este mai încântat să se vadă pe sine. El și Felicity merg apoi la o întâlnire prin oraș, formând o legătură între ei. În contrast, lucrurile devin stânjenitoare între Frau și Doctorul Evil, deoarece el nu a sunat-o de la întâlnirea lor. Mastermind-ul se apără că nu-și poate lăsa sentimentele pentru ea să interfereze cu planurile lui de dominare a lumii. Frau declară că nu va iubi alt bărbat, dar Doctorul Evil realizează că acest lucru este adevărat, dat fiind cu cine se întâlnește în anii 90. Într-o dată, Frau anunță că întârzie, sugerând că poartă copilul lui. În acel moment, Scott ajunge prin portalul temporal, sperând să rezolve lucrurile cu tatăl său. Cu acestea, Doctorul Evil este mulțumit să-l aibă pe Minime ca fiu. În acea noapte, la apartamentul lui Austin, el verifică fotografiile pe care le-a făcut corpul său înghețat și descoperă că i s-a furat Mojo-ul. Acest lucru îl face emoționat, deoarece nu va putea presta cu Felicity. Când iese afară, Felicity îi cere un mesaj, punând mai multă presiune pe spion. Ea își declară apoi motivele, dar Austin refuză, retrăgând și pleacă. Acest lucru rănește pe Felicity. Dintr-o dată, Basil o sună pe Felicity, care spune că Austin a plecat de la ea. Basil spune că nu ar trebui să se apropie prea mult de el, deoarece nu este menit să fie. El asigură că este o profesionist, așa că Basil încredințează să planteze un dispozitiv de urmărire pe Fat Bastard. În această cauză, Felicity ajunge un complice, unde plantează dispozitivul în timp ce acesta este întors. Într-o zi, Doctorul Evil îi spune fiului său că a făcut acest plan pentru a pune un laser pe lună pentru a distruge Washington DC. El declară apoi că va numi luna Steaua Morții, iar Scott râde deoarece a copiat numele. Mastermind-ul continuă că Doctorul Parsons a inventat laserul, așa că îl va numi proiectul Alan Parsons. Din nou, Scott râde deoarece proiectul Alan Parsons este o trupă rock, dar tatăl său îi spune să tacă. Obosit de certurile familiale, numărul 2 încearcă să conducă discuția, dar Doctorul Evil își aruncă copilărește globul în fața lui pentru a-și arăta dominația până când bărbatul plânge. Dar timp Austin o găsește pe Felicity pentru a-și cere scuze și a explica că și-a pierdut Mojo-ul. Acest lucru o bucură deoarece a crezut că nu-i place de ea. Ea împărtășește apoi că a plantat un dispozitiv de urmărire pe Fat. Pe măsură ce este pe cale să mărturisească ce a trebuit să facă pentru a câștiga încrederea bărbatului, dispozitivul localizează ținta lor, așa că se grăbesc la locație în schimb. Cu acestea, când ajung acolo, găsesc dispozitivul lăsat în toaletă. Bărbații sunt dezgustați de acest lucru, dar Felicity le ordonă să obțină o mostră pentru a fi analizată la laborator. În curând ajung la laborator unde Austin încearcă să ia cafeaua. Cu acestea este distras de Felicity, așa că ajunge să toarne o ceașcă din mostră în schimb. Înainte de a bea, Basil sosește, anunțând că au găsit o legumă rară în mostră care crește doar pe o insulă. Astfel localizează ascunzătoarea lui Doctorul Evil. Când Austin se plânge de mirosul cafelei, Basil îi spune ce este, crezând că glumește spionul Obey, iar toți ceilalți se întorc dezgustați. În ascunzătoare, numărul 2 își exprimă îngrijorarea cu privire la tendința lui Minime de a mușca oamenii, dar Doctorul Evil declară că doar îi cresc dinții. El contactează apoi președintele Statelor Unite ale Americii pentru a anunța că va distruge Washington DC cu laserul său. Doctorul Evil va continua să distrugă orașe mari în fiecare oră până când va primi 100 de miliarde de dolari. Acest lucru îi face pe oamenii președintelui să râdă, deoarece acea sumă de bani nu există încă.
Necrezând acest lucru, doctorul Evil îi spune președintelui să-mi arate banii, dar nu înțeleg referința deoarece filmul lui Jerry Maguire nu a apărut încă. Enervat, doctorul Evil comandă oamenilor săi să tragă cu laserul, iar ecranul arată Casa Albă fiind distrusă. Președintele și oamenii lui se ascund pentru a se proteja, dar doctorul Evil doar le arată filmări cu filmul Independence Day, deși asigură că laserul real va fi așa. Fără să știe, Austin și Felicity ajung pe insulă, deși ajung să poarte același costum de baie. În timp ce își pregătesc tabra, doctorul Evil interpretează o melodie cu Minnie Mae. Cu toate acestea, Scott ajunge să se plângă că Minnie Mae a pus un sconx mort în patul lui. Mastermind-ul își ceartă clona, dar nu poate rămâne supărat pe el. În acea noapte, Austin și Felicity pun la cale cum să intre în ascunzătoare. În timp ce Austin verifică harta, Felicity scotocește prin geanta lor după explozibil. Loc conținerii, doctorul Evil îi localizează, dar se simt deranjați când siluetele lor sugerează că Felicity scoate mai multe obiecte din corpul camaradului ei. Între timp, doctorul Evil interpretează încă o melodie cu Minnie Mae, exprimându-și dezamăgirea față de fiul său. Acest lucru enervează pe Scott, așa că pleacă furios. În cei în urmă, Austin și Felicity sunt duși în ascunzătoare unde Fat se plânge de prestația femeii din noaptea lor împreună. Austin refuză să creadă că ea a fost cu el, dar Felicity confirmă că a făcut ce trebuia. Mai departe, doctorul Evil prezintă Mojo lui Austin și declară că îl va duce pe lună. Apoi Austin este luat, deși Scott prezice că spionul va scăpa ca întotdeauna. În cei în urmă, doctorul Evil și Minnie Mae se îndreaptă spre racheta lor, în timp ce Frau începe numărătoarea inversă. Acest lucru durează prea mult, așa că doctorul Evil îi spune să zică start când se închid ușile. Când o face, lansează racheta. Între timp, Austin și Felicity sunt duși într-o celulă unde sunt separați de lavă. Bărbatul este încă supărat că ea a fost cu locuitorul doctorului Evil, dar ea se apără spunând că era datoria ei. Totuși, ea își cere scuze, menționând că a făcut-o doar pentru că a crezut că asta ar face și el. Felicity mărturisește că a devenit spion pentru a fi ca el, doar pentru a-și da seama că de fapt vrea să fie cu el. Acest lucru îl încurajează pe Austin să sară peste lavă pentru a ajunge la ea. Pentru a trece de gardian, Felicity se prezintă în fața lui și îl atrage în lavă. Doctorul Evil ajunge la baza sa de pe lună cu 6 ore înainte ca luna să se mute deasupra Washingtonului DC. Totuși, scaunul său rotativ se efectează, făcându-l să simtă greață. Între timp, Felicity și Austin folosesc Apollo 11 pentru a ajunge pe lună. Curând, planul lui Dr. Evil începe, dar scaunul lui Minnie Mae începe să se defecteze de această dată și îl trimite în tavan. În timp ce cineva încearcă să-l salveze, președintele îl contactează pe Dr. Evil, asigurându-l că au banii. Apoi, Dr. Evil îi dă 30 de minute să-i trimită. Felicity și Austin aterizează curând pe lună și se infiltrează în baza Dr. Evil. Observând o siluetă în față, Austin se apropie singur în timp ce Felicity cercetează zona. Minnie Mae îl atacă pe Austin și îl învinge cu ușurință. În cele din urmă, Austin se predă, dar clona lovește în continuare. Enervat, spionul aruncă clona în perete, dar se simte vinovat pentru că l-a rănit. Acest lucru se încheie când Minnie Mae îl mușcă și se strecoară în costumul său. Fără altă opțiune, Austin îl ejectează în unitatea de evacuare și îl privește plutind în spațiu. În cele din urmă, Austin ajunge în sala de control și îl confruntă pe Dr. Evil. Totuși, dușmanul a capturat-o pe Felicity și îi umple camera cu gaz otrăvitor. Alegând să salveze lumea, Austin îl lovește pe Frau, care controlează laserul pentru a face să rateze planeta. Se îngrozește când Felicity își pierde cunoștința, așa că merge la ea. Monitorul ei cardiac se aplanează, dar el nu are timp să șelească deoarece îl urmărește pe Dr. Evil. Reușește să-l împuște în picior, dar inamicul declară că este tatăl său. Aceasta însă este doar o distragere care eșuează, așa că Dr. Evil îi amintește lui Austin că au o mașină a timpului care i-ar permite să o salveze pe Felicity. Sugerează că ar trebui să o folosească în loc să captureze. Chiar atunci Frau sosește și trage în Austin. Spionul scapă și folosește mașina timpului pentru a se întoarce cu 10 minute în urmă. Austin ajunge în momentul în care un alt el intră în sala de control. Așadar, cei doi Austin se despart pentru a salva atât lumea cât și pe Felicity. Când planul său eșează, Dr. Evil activează autodistrugerea bazei înainte de a arunca modul pentru a distrage atenția celor doi Austin. Ei nu reușesc să-l prindă în timp, iar Dr. Evil scapă. În timp ce Austin jelește pierderea, celălalt Austin fuge prin mașina timpului. Felicity își apucă camaradul, asigurându-l că nu și-a pierdut niciodată modul, deoarece tot a salvat lumea. Cu câteva secunde rămase, Austin o invită pe Felicity să meargă cu el în anii 90. Așadar, ei intră în mașina timpului chiar înainte ca baza lunară să explodeze. În 1999, Felicity și Austin își declară iubirea unul pentru celălalt. Momentul lor este întrerupt când Fat sosește pentru a-i asasina. Pentru a-l distrage, Felicity îl întreabă dacă este fericit. Locotenentul declară că este bogat, deși recunoaște că este de fapt trist, deoarece nu poate să nu mai mănânce. În ciuda acestui fapt, decide să-i omoare oricum. Totuși, Felicity reușește să lovească trântindu-l la pământ. Apoi Felicity apasă un buton care începe o petrecere din anii 60 în casa lui Austin.
Între timp, Dr. Evil scapă în racheta sa și reușește să-l recupereze pe Minime. Apoi se îndreaptă înapoi pe pământ, plănuind să se răzbune pe Austin Powers. Până Scott se întoarce la emisiunea lui Jerry Springer, unde află în sfârșit că Frau este mama sa. Cei doi se îmbrățișează, câștigând aplauz din partea publicului. În gândirea finalului Springer, el declară că nimeni nu poate lua mojo-ul altcuiva, deoarece ceea ce își dorește oricine se află înăuntru lor. O lună mai târziu, Austin se întoarce acasă doar pentru a auzi pe Felicity cu un alt bărbat. Când intră, descoperă că ea este cu Austin din trecut tot timpul. Cei doi Austin râde de asta și se entuziasmează să încerce ceva extraordinar. În altă parte, Mustafa este încă blocat la baza stâncii, cerând o ambulanță.